S-au pregătit aproximativ 3 săptămâni și au dovedit că pot intra și ei în spiritul Crăciunului. 15 persoane private de libertate din cadrul penitenciarului Giurgiu au organizat un spectacol folcloric dedicat sărbătorilor de iarnă. Deținuții care fac parte din trupa de teatru și de dansuri au pus în scenă colinde, dansuri, precum și tradiții specifice perioadei în care ne aflăm. Organizarea acestor activități, precum și cele care se vor desfășura până la finele sărbătorilor de iarnă, au ca scop aducerea în rândul persoanelor private de libertate sentimentul de bucurie și atmosferei calde pe care le creează colindele și tradițiile de sărbători. Am cooptat persoane private de libertate noi, deoarece o parte din ei mi s-au eliberat între timp sau s-au mutat la alte penitenciare, dar și cei noi au dat dovadă de conștiinciozitate, de dorință de a face ceva frumos. Am încercat să-i fac să intre puțin în spiritul Crăciunului, lucru pe care i-a bucurat foarte mult. Pentru a marca ziua cum se cuvine, deținuții au împodobit bradul și au pregătit mai multe coșuri cu fructe, bomboane și produse de panificație. La eveniment au mai participat 120 de persoane private de libertate, precum și angajații penitenciarului Giurgiu.